Bine v-am regăsit, prieteni. Haideți să mai facem o rugăciune. Rugăciune pentru fericirea în căsnicie către apostolul Simon Zilot. Sfinte, slăvite și întru tot lăudate, apostole a lui Hristos Simone, cela ce te-ai învrednicit al primi în casa ta, din Cana Galilei, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe preacurata lui Maică, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și a fi însuți văzător al preaslăvitei minune a Domnului. Cu credință și cu dragoste ne rugăm ție, cere de la Hristos Domnul să prefacă sufletele noastre iubitoare de păcat în vase vrednice ale harului. Păzește-ne și ocrotește-ne cu rugăciunile tale de ispitele diavolești și de căderile în păcat și mijlocește ca să primim de sus ajutor în vremea trândăvirii, ca să nu ne potignim de piatra smintelii, ci să umblăm fără abatere pe calea cea mântuitoare a poruncilor lui Hristos, până ce vom ajunge la fericitele locașuri ale raiului, unde tu acum sălășuiești și te veselești. Așa, apostole al Mântuitorului, nu ne rușina pe noi cei ce nădăjduim cu tărie la tine, ci fii nou ajutător și acoperitor toată viața noastră și ne ajută să vârși viața aceasta vremelnică într-o bună credință și cu plăcere de Dumnezeu, a dobândi sfârșit creștinesc și pașnic, a ne învrednici de răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, ca scăpând de vămile văzduhului și de tirania cumplitului stăpânitor al acestei lumi, să moștenim cerească împărăție și să preaslăvim numele cel de mare cuvință al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. Să vă fie de un real folos, dragi prieteni, și să ne revedem cu bine și sănătate și la alte filmări.